Culoarea, pasiunea mea, este proiectul unic în Câmpina al unei organizații non-profit în care copiii talentați își dezvoltă pasiunea pentru pictură, își eliberează imaginația prin culoare. Deși lucrează în atelierul lor de aproape 4 luni, micuții au deja o expoziție deosebită. Mulțumirile mele se adresează și către părinți. Pentru că fac efortul de a asigura copiilor o deschidere în viață, o lumină pentru viitor. O asemenea preocupare pentru arte, pentru arta plastică în acest caz, pentru muzică, pentru sport, o asemenea preocupare face din copiii noștri niște viitori învingători. Tehnicile de lucru inedite sunt o atracție pentru cei care aspiră la statutul de artist. Expoziția conține și lucrări pline de creativitate, cum ar fi discurile pictate. Este o asociație non-profit cu scopul de a încuraja copiii să-și dezvolte potențialul, de a-i ajuta să își dezvolte talentul, abilitățile, de a se apropia de culoare, de a învăța tehnici noi de abordare a culorii. Copiii învață să socializeze, învață să capete încredere în sine, să-și dezvolte potențialul, să facă cunoștință cu ceea ce înseamnă culoare, lumea artei. Învățăm multe lucruri, cum să pictăm culoare, cum să folosim culoarea, cum culoare, compoziția statică. E foarte bine să pictez frumos, mă simt încântat când mă duc la club și îi mulțumesc foarte mult, domnișoare Irma. Am făcut compoziții și peisaje. Și ce îți place cel mai mult? Am tot. Și părinții sunt foarte încântați pentru faptul că micuților își ocupă timpul liber într-un mod plăcut și constructiv. E nevoie de sacrificiu pentru că copiii preferă să se joace. Și atunci își rup din timpul lor liber ca să facă ceva frumos, ca să ne încânte. Și noi ca și părinți suntem foarte mulțumiți că sunt conștienți de talentul pe care îl au și de faptul că trebuie să faci un sacrificiu ca să scoți ceva bun. Sunt foarte mulțumit, văd că vrea, nu este doar un moft, este ca un hobby, este mai mult de atât. Simte ceea ce face, simte culoarea, simte, caută întotdeauna să aibă idei. Înainte de a se juca, el acasă își ia o coală de hârtie, un creion și colorează, desenează. Orice altceva decât de a se juca, de a rare ori cere calculatorul. Atelierul Irmei este o sală la școala Alexandru Ioan Cuza, dar este totodată locul unde le poate arăta copiilor tainele artei, unde și ea își împlinește visul de a da altora din experiența sa. Pentru 50 de lei pe lună, micuții învață în fiecare sâmbătă lucruri utile pentru pasiunea culorii. Expoziția este cu vânzare, iar lucrările pot fi admirate până vineri 3 iunie, în sala Constantin Radu al Casei de Cultură Geoboxa.